Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. Oh, yeah. We make money, money we spending. Get mad, honey, swimming in women, imported linen, Egyptian cotton. The party. Wow, Romana, mie îmi plac surprizele. Să știi. Am o surpriză pentru tine, mi-am făcut un tatuaj. Un am văzut fluturaș. Foarte frumos un fluturaș de vară care și-a zborul în Summer Loop. Până la primul nostru moment de surpriză oferit de Phoebe Codorean și un moment de stand-up comedy. Da, mulțumesc frumos. Cu o singură precizare, nu sunt Tibi Codorean, sunt Stevie Codorean. Sunt geamănul lui malefic care m-a trimis el pe mine azi, pentru că el este un finuț și n-ar spune chestiile pe care urmează eu să le spun. De fapt, el spune că e finuț, dar pe dinăuntru este mai stricat decât ficatul lui Cucu. Și motivul pentru care m-a trimis aici este că fetele au apărut toată săptămâna la rubrica Vedete din Transilvania Reporter, în timp ce vedetele nu le știe nimeni de două luni încoace. Aproape nimeni. Așa, și voi începe să vorbesc despre respectivele vedete într-o ordine aleatoare. Începem cu Dragoș Stan, acest flăcău de sub Ceahlău. Dragoș Stan spune că are trei tatuaje. Are un lup, are un viking și are un dragon. Toate trei tatuajele aduc, evocă imagini și amintiri despre brutalitate, sălbăticie, primitivism. Și m-am întrebat de ce. De ce îmbrățișează el această brutalitate, această sălbăticie, primitivism animalic, până mi-am adus aminte că e născut în Moldova. Continuăm cu Daniel Meze. Un băiat de treabă care a pus umărul să câștige puncte pentru fete și a avut o răbdare aproape tantrică, dacă mă înțelegi ce vreau să spun. Este adept al filozofiei conform căreia ești ceea ce mănânci. Și el de câteva zile mănâncă numai banane. Și s-a văzut în concurs, a fost o prezență falnică. Bogdan Rădulescu, am ajuns și la colegul Bogdan Rădulescu. În urmă cu două luni și ceva, Bogdan Rădulescu avea emisiune cu președintele Băsescu. Atunci era președinte suspendat, acum e președinte sus pe val, dar nu despre asta este vorba. Deci, în urmă cu două luni avea președinte cu domnul Băsescu, ieri mima fructe, sărea coarda și dansa balet. Cu așa carieră și eu m-aș concentra asupra familiei. Robert, habar n-am cine-i Robert. Robert. În urmă cu două săptămâni Robert a cântat și a făcut un cover după melodia Vara nu dorm. Deși să faci cover-ul după Vara nu dorm e ca și cum l-ai plagia pe Marian Vanghelie. Am ajuns și la Cucu, pentru că cei din urmă vor fi și cei de la sfârșit. Mare om de televiziune cu corp de radio, corp mai mult pentru mai multe radiouri. Vreau să spun că e gras. Este un actor, nu și-a găsit perechea pentru că nu s-a găsit încă fata care să-i dea replica. Și ați observat și voi, e pasionat de istorie pentru că și-a tatuat lupul dacic pe spate. E pasionat de daci și-a tatuat lupul pentru că nu încăpea scena în care Burebist a dat foc viilor. Era prea dureros. Dureros nu din prisma tatuajului, dureros că s-a risipit atâta băutură. De fapt, singurul lucru pe care îl apreciază mai mult decât propria persoană este alcoolul. Dar ar fi prea ușor să faci glume despre Cucu și despre băutură. Ar fi ca și cum aș face glume despre crin și somn. Oricum, vă mulțumesc pentru atenție. Mă bucur că sunt aici înconjurat de atâtea fete frumoase. De fapt, e concurs de mis și trebuie să fie fete frumoase și nu istețe. Adică, din câte am observat, nu sunt foarte istețe. Adică au atâtea idei originale cât i-a avut DJ Carlos piese noi.
Am fost rău cu fetele, îmi cer scuze. Le urez mult succes și sper să câștige, știu, 1000 de euro. Poate fi mult, poate fi puțin, nu știu. Dar știți cum se spune? Mai puțin de la noi, mai mult de la domnul. Domnul de la vânzări, domnul de la marketing. Vă descurcați voi, vă găsiți, domnul, fiecare. Adică știu că fetele o să se descurce, pentru că sunt tinere și tranziția ar fi foarte ușoară. De la tocit coate pe băncile școlii, la tocit genunchi în televiziune. Nu pot să spun așa. Mulțumim foarte mult, Tibi, a fost foarte drăguț. Nimeni nu s-a supărat, au fost glume inocente și lucruri care ne-au amuzat pe toți. Mă așteptam să fiți mai bun de atât, să nu vă trebuiască agende. În orice caz, dragilor, să intri, să iei cuvântul la jigniri după Tibi, e ca și cum ai intra după mine la... Nu pot să spun asta. Să iei cuvântul după Tibi e ca și cum ai intra la baie după Cucu. Ești mort. Și pentru că a început cu Dragoș, Tibi a început cu Dragoș, așa-i? Dincolo de... Câte minute? 3 minute. Bun, atunci le facem repede. Dragoș este cel mai răsărit dintre moldoveni. Și vreau să iei mare aminte la lucrul ăsta, pentru că așa este. Adică Dragoș avea toată viața în față și putea să aleagă oricând să meargă în Spania sau în Italia. Faptul că s-a oprit la Cluj e un mare progres. Și o luăm așa. Mergem mai departe. Vreau să spun și eu de Robert. Mie foarte drag Robert. O să facă carieră. Sigur, e la vârsta la care joacă hormoni în el, cum jucau aseară fotbaliștii de la Basel, degeaba. Adică nu are nicio treabă. Daniel Meze, un tip care mi-e foarte drag, un jurnalist de excepție, un om extraordinar, care în viață și-a dat seama că pentru a intra mai ușor în sufletele femeilor trebuie să fii epilat, trebuie să fii uns și trebuie să fii la curent cu toate tantrele, sumantrele și chestiile karmice. Vreau să-i spun pe această cale că, dragule, uns, cum ești tu uns, epilat și pregătit, nu le intri în suflet. Cu toate alifiile politicienilor, așa despre o să le intru mai degrabă în suflet, pentru că puterea este cel mai tare afrodisiac. Da, nu, imediat îți vine și ție cuvântul dacă vrei. De Cucu nu am ce să zic nimica, pentru că corb la corb nu scoate ochii și despre actor n-ai ce să zici, pentru că orice ai spune e adevărat. Motivul pentru care el își bea ficații și o face la modul cel mai serios e din cauza salariului pe care îl primește la Teatrul Național. E condiția de artist, nu-l poți condamna pentru asta, ci din potrivă îl poți premia. Vă recomand să-l premiați cu o halbă de bere sau ceva de genul ăsta. Despre fete nu pot să spun nimic. Și eu când am avut 20 de ani eram destul de prostuț. Frumos, dar destul de prostuț. Însă au toată cariera și au toată viața în față și sunt convins că vor face chestii extraordinare. Dacă mă gândesc bine, Alexandra Câmpean, partenera mea, ce vrei să faci tu cu 1000 de euro? Nu am un plan anume, să trebuie să-mi rămână ca și o amintire plăcută, să rămână așa ceva pentru sufletul meu. Ok, eu zic că de 1000 de euro găsim cu 50 de euro să-ți faci un tatuaj pe care să scrii mare Summer Look pe frunte și îți garantez că până la adânci bătrânețe o să ții minte de el. De Cristina și de Romana nu mai vreau să zic nimica, pentru că ar însemna să pun mai mult pământ pe copârșeu în care deja au fost trimise de Tibi. Dragoș mi-e drag, de Cucu am zis, n-am ce să zic. Romana cu Cristina sunt cele mai deștepte femei frumoase, pardon, sunt cele mai frumoase femei deștepte. Ok, Meze, mi-ești drag, Robert, ești pe drumul cel bun, iar ultimul, dar nu cel din urmă, Tibi, să spun ceva de Tibi, nu pot. Și sunt 3 motive pentru care nu pot și nu o să zic nimic de Tibi. 1. Mi-este atât de drag, încât prin contract nu am voie să zic nimic de partenerul de emisiune. Și știți bine. 2 la mână. Nu pot să spun nimic rău de Tibi, pentru că nu am găsit absolut nimic rău de Tibi care să subliniez. Iar 3... De Tibi nu poți să spui absolut nimic rău, pentru că este un tip atât de slab sufletesc și atât de sensibil, este atât de fragil pe interior, încât dacă zici orice chestie, ai toate șansele ca până la finalul emisiunii să se sinucidă. În consecință, nu-mi rămâne decât să vă pup pe toți cu drag. Fetelor, sunteți pe drumul cel bun. Bogdan, pe același drum îți mulțumim și noi, hai te rog frumos aici alături de noi și îl urmărim pe Cucu. O precizare vreau să fac referitor la ce a spus mai devreme Bogdanel despre mine.
Da, este momentul la care hormonii joacă foarte bine în mine, dar nu înțeleg de ce același fenomen se întâmplă la ce vârstă ai. Băiete, scuză-mă, băiete, emisiunea nu este despre tine, s-o lăsăm pe altă dată. Am observat aici niște răutăți aruncate nu în van, ci din senin în van, despre băieți, așa încât să-i lăsăm pe băieți deoparte, nu am nimic răutăcios despre ei. Băieții sunt absolut minunați toți, dacă n-ar apărea la TV. Așa încât ne vom lega poate un pic de fete, pentru că au fost două luni, nu-i așa, extraordinare. Le-am observat pe fete din interviurile care le-au dat că au trăit o adevărată experiență, nu-i așa? Acum, știți cum e? Fetele au trăit o experiență la emisiunea asta cum trăiește o experiență ciobanul pe munte când merge cu oile. Adică stă. Cam așa au trăit și fetele experiența. Bineînțeles, sunt mai mult ca sigur că unica experiență cu care ar fi putut rămâne ar fi fost una sexuală. Dar nici aia nu s-a petrecut, pentru că nu e așa, fetele își urmează principiul până la capăt. Bă, eu nu fac nimic la concursul ăsta. Și așa a și fost. S-au spus la microfon și alte lucruri. Fetele au spus că pe lângă experiență s-au legat și prietenii. Nu știu ce Dumnezeu de prietenii s-au legat, că nu am văzut nici măcar două dintre voi să se sărute între ele. Dar probabil voi vedeți prietenia altfel. Da, nu-i nimic, dacă nu ați avut experiență, nu este nicio problemă, aveți o viață înainte și vor avea alții experiențe cu voi, sub voi, pe voi, lângă voi și în voi. Da, sau în voie ca să fac o glumă. Puneți bulina. Da. Dom'le, ce să zic? Adevărul e că ați schimbat aici păreri, ați schimbat talente, ați schimbat tot ce credeți voi că ați schimbat. După părerea mea, nu ați schimbat decât costumele de baie. La probele fizice, nu-i așa? La probele fizice ne-am dat seama că fetele obosesc foarte repede. Ce concluzie putem trage din asta? Nici una. Hai să găsim totuși una. Sunt sigur că ele fac sex acasă doar în poziția misionarului, pentru că nu-i așa, și acolo trebuie să stai. Bun. Le urez totuși succes în continuare și, sincer, ar trebui să învățați de la prezentatoare, nu? Munca se învață de la prezentatoare. Numai ele își spun când au nevoie de o pauză și haide să ne odihnim pe muzica lui Carlos. Învățați de la ele. Ne odihnim și după atâta bun simț incomensurabil trebuie să răspundem și noi cu același bun simț, dragilor. Nu mă opri, Cristina. Acum suntem pentru voi. Acum suntem pentru voi. Să nu uit doar câteva chestii despre voi. Cristina, Romana, sunteți niște fete extraordinare. Vă completați una pe alta perfect. E ca și când ai pune un pahar de apă rece într-o oală de apă fierbinte. Și eu zic că e ceva. Adevărul e că singura dată când nu v-ați încălecat una peste alta a fost când ați fost de o parte și de alta piscinei, pentru că nu vă auzeați, deci n-aveați cum să vă încălecați. Domnilor, cam astea au fost spuse. Vreau să zic că am avut de toate în această emisiune. Am avut craci, am avut dinți, am avut funduri, dar n-am avut noroc. Vă mulțumesc! Și am avut parte de mari artiști care și-au dat drumul la personalitate cu acest stand-up. La complexe! A fost așa un vârtej de sinceritate, de nebunie, de glume, de... Da, un melanj, un pamflet, cum vreți voi, oricum. Eu nu cred că scăpăm de băieți nici săptămâna viitoare, le place prea mult, o să vină și săptămâna viitoare. Vreau să îl întreb pe Tibi, ai prietenă, Tibi? Cred că este aproape evident motivul pentru care nu am prietenă. Exact, și este evident motivul pentru care te legi de fetele frumoase și inteligente. Numai după ce atingi o anumită prietenie și o anumită intimitate îți permiți să faci asemenea lucruri cu prietenii dragi cu care ai făcut toată vara o emisiune foarte frumoasă de altfel. Emisiune foarte frumoasă, nimeni nu s-a supărat, ne-am distrat foarte bine, să vedem și clasamentul pe final care se afișează pe ecran. Și Alexandra are 13 puncte, Alexandra Seche 7 puncte, Teodora 7 puncte, Eliza 18 puncte, Roxana 15 puncte și Doina 11 puncte. Mulțumim foarte mult, dragilor, și ne luăm la revedere, pentru că mâine urmează o nouă zi frumoasă, e o zi de vineri și încheiem împreună Summer Look, nu-i așa? În fiecare săptămână ne vedem toată vara aici la Aquapark Florești.
Summer.